Ramses al II-lea se va reîncarna sâmbătă la Mamaia în ultima zi a carnavalului. Spectacolul va fi unul cum nu a mai văzut România, promite primarul Radu Mazăre, cel care va intra în pielea faraonului egiptean. Dar de ce cu două degete? Așa se ține. E suficient? Da. Că dacă o să am greutate în vârf la săgeată, să duce mai tare. Scenariul e așa, întâi o să trag cu arcul la antrenamente, când antrenam armata. Și o să trag undeva încolo și dacă o să țintez bine, o să cadă și o rață de acolo. Mazăre va fi înconjurat de o gardă de luptătoare. Sunt luptătoare haremului Ramses și fiecare tatuaj reprezintă o victimă de-a mea. Dacă fetele nu vor impresiona publicul, cu siguranță fiarele de la circ îi vor lăsa pe spectatori cu gura căscată. Lei D'Artagnan și Xena vor fi vedetele principale, dar pe scenă vor mai fi și un aligator, doi pitoni, o cămilă și un dromader. Radu Mazăre promite un show pe cinste. El s-a ocupat personal de fiecare detaliu în parte. A făcut o selecție de muzică iraniană persană care aduce cât de cât cu ceea ce presupunem noi că era atunci. Păi și-am probat și costumul și am certat-o pe Roxana că nu era suficient de lucitor. Primarul a ținut să explice de ce a ales să devină Ramses al II-lea. Ai observat că toți conducătorii pe care i-am pus în scenă au avut în viața lor multe femei. Normal, a fost un conducător iubit de popor, a avut, ca orice mare conducător, multe femei și a și trăit mult, ceea ce sper să trăiesc și eu și să și conduc mult. Și de această dată, alături de primarul Constanței, va urca pe scenă și o vedetă. Acum este vorba despre Cabral, care va fi marele preot. Carul alegoric pe care va defila primarul va fi expus joi pentru ca turiștii să-și facă deja o idee despre cum va arăta spectacolul de sâmbătă.